Marea bătălie pentru fotoliul de edil se dă pentru primăria Chișinău. 27 de candidați s-au înscris în cursa electorală. Viitorul edil are mult de muncit, deoarece și problemele sunt fără sfârșit. Nadia Mihuță este la primăria Chișinău și ne spune care este miza acestor alegeri. Nadia, bună ziua, te ascultăm! Bună ziua, Carina! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Procesul de votare este în toi, iar miza cea mare este ca de obicei pentru primăria Chișinău. Luptă aprigă se dă între cei 27 de candidați pentru funcția de primar. Inițial au fost 28 de candidați, însă după ce Comisia pentru Situații Excepționale a scos din cursa electorală un partid și candidatul acestuia, respectiv au rămas 27 de candidați. Până în prezent, primăria Chișinău a avut 52 de primari, însă unele probleme au rămas nerezolvate. Așa că noul primar are foarte mult de lucru, însă este foarte important ca acesta să aibă și susținerea consilierilor în cadrul Consiliului Municipal. De altfel, și oamenii își doresc o schimbare și un primar nou în municipiul Chișinău. Oamenii vor ca problema ambuteiajelor să fie rezolvată, să fie drumuri calitative, iluminat stradal nu doar nu doar pe străzile din Chișinău, dar și în curțile blocului, dar și un primar care să soluționeze problemele cât mai curând. Vă invit să urmărim un reportaj în care chișinăuienii ne-au spus despre problemele cu care se confruntă și care ar dori să fie soluționate cât mai curând de viitorul primar. Monumentele istorice și conservarea acestora trebuie să fie în prim planul proiectelor noului primar. Zeci de clădiri din secolele 18-19 sunt în ruine și riscă să dispară. Odată cu ele va dispărea și o parte din istoria Chișinăului. Clădirea de pe strada Veronica Micle, care urma să fie transformată într-un centru cultural în onoarea compozitorului Eugen Doga, este acum adăpost pentru oamenii străzii. Multe astfel de construcții, păcat că au rămas așa fără reparație. Chișinăul e plin de construcții haotice și ilegale, multe sunt ridicate cu depășirea regimului de înălțime sau autorizații eliberate ilegal. O construcție ridicată cu multe semne de întrebare este cea de pe strada Mateievici, în centrul istoric al Chișinăului. Complexul locativ cu 7 nivele a fost ridicat în zona S, unde sunt permise doar construcțiile de menire socială. Același loc, prea multe case și nu sunt nici locuri de parcare, nici terenuri de joacă pentru copii, nici grădinițe, școli. În același timp, multe zone din Chișinău sunt desprinse parcă de civilizație. Curțele blocurilor sunt pline de gropi, blocuri și infrastructură învechită, unele în stare de avarie care riscă să se prăbușească în cazul unui seism de magnitudine mare și lifturi care riscă să se prăbușească în gol. Foarte rău arată. Trebuie reconstruite. Și podurile din Chișinău arată jalnic. O parte dintre ele au termenul de exploatare depășit, fiind construite în urmă cu mai bine de jumătate de secol. Autoritățile au investit doar pentru reparații curente. Pădelele astea nu sunt în regulă. Rugina le-au mâncat de tot de acum, pe armătura asta. Într-o bună zi poate să cadă. Creșterea numărului de locuitori în Chișinău a dus și la creșterea numărului de automobile. Infrastructura rutieră e depășită, iar orașul se sufocă din cauza ambuteiajelor. De la Ciocană până aici fac o oră. Când vin după ora 10, de exemplu, fac 20-25 de minute. Lipsa infrastructurii pentru transportul alternativ și a parcărilor este o altă problemă a Chișinăului. Construcția acestora ar decongestiona traficul. O problemă veche a Chișinăului este și cea a câinilor fără stăpân. Patrupezii colindă nestingheriți străzile municipiului și deseori atacă cetățenii. În acest an, peste 1000 de oameni au fost mușcați de câini.